Acesta este satul Boz. Nouă ne place tare mult. Și acolo se văd vulcanii noroioși, care la momentul acesta nu mai sunt activi. Și o fermă. Ba chiar două. Sunt și două lacuri. Bine, atâtea se văd, de fapt sunt mai multe. Și foarte mult deal. Noi acum ne jucăm ascunselea și se pare că trebuie să-l găsesc pe Damian. Și oare unde s-a ascuns copilul acesta? Nu știu dacă îl găsim. Se pare mie? Sau îl văd? Hai să vedem unde e Damian. Uite-mi acolo. E acolo. Hai, ne facem că nu l-am văzut. Damian! Unde ești? Unde e Damian? Ha! Hai, hai, uite acolo, acolo ține-l. Pupă, mami. Bravo. Am reluat jocul și se pare că este tot rândul meu să pun capul, pentru că Damian m-a scuipat. Și să vedem unde s-a ascuns. Dacă de data asta îl depistăm. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Hai să punem noi zoom. Aici după tufa asta. Acolo noi. Deci se aude ceva. Se aude ceva prin partea pe partea asta. Vedem, poate să-l prindem. Și cred că l-am văzut. I-am văzut fața. Ha! Oh, dum. M-ai scuipat iarul? Da. Și Damian s-a cam depărtat de țil și cred că e ocazia să-l scuip. Cred că e momentul să-l scuip. Dar nu cred că ajung înaintea lui. Unde e țilul aici? Tu, Damian? Doi, trei. Te-am văzut! Ne pare că am văzut-o. Pupu, mami! Bravo! Deci, se pare că am găsit. Da, ai găsit. Ce faci? Damian, acum se rostogolește. Hai, ce faci? Ai greșit direcția. Mergem să bem apă. După atâta joc. După atâta joc, mi s-a făcut sete. Ah.
Îți place? Și ajungem la troci. Aici apa vine de la o adâncime foarte mare și cu o presiune extraordinară. Ace! Cum e apa, Damian? Frumoasă. Frumoasă? Dar foarte rece, nu? Nu te faci, bei apă!